Dragii mei, avem doi invitați speciali. Spun acest lucru deoarece ei îmi sunt prieteni dragi mie de foarte mulți ani de zile. Este vorba despre Georginel din Căciulați și, bineînțeles, băiatul dânsului Cristi. Să rămână și bine v-am găsit! Și cu formația de bază. Ați venit cu formația care în această seară, vreau să vă spun că ei vor rămâne pe tot parcursul emisiunii noastre. Ați venit și cu sistemul, hai că vorbesc cu tine acum. Da, și că cu sunetul și cu toată formația. Tot ce trebuie, nu? Tot ce trebuie, normal. Și acum vreau să vorbesc puțin cu tatăl tău, pentru că îl prind foarte rar. Ia spuneți, domnul Georginel, pe unde umblați de nu vă mai găsește omul pe nicăieri? Peste tot. Sunteți mai mult plecat, am înțeles, da, nu? Da, da, da. Trebuia să plecați și acum și n-ați mai plecat și ați venit la emisiune. Norocul meu. Da, cu copiii. Și norocul telespectatorilor, pentru că vor să vă asculte. Să știți că dumneavoastră întotdeauna ați fost apreciat și trebuia să veniți la emisiune. Ce să ne cântați? Am o piesă specială pentru toată lumea și sper să le placă. Sunt convinsă. Cristi, tu ce să ne cânti? O melodie de dragoste pentru tot tineret. E, altceva. Îndrăgostiți, da, și o cântăm și live. Ești îndrăgostit? Pentru toți îndrăgostiți o cântăm. Dar și tu cred că ești, nu? Hai să prezentăm și pe băieți. Ia, spune-mi tu pe fiecare în parte. Sau să spună ei. Cristi cu percuție, așa. Mihai cu vior. Petre cu saxofonul. Nicu cu orga. Da, să spun că mai avem aici încă un băiat al lui domnul Georginel, pe care îl prezint acum și vreau să vă spun că sunt niște copii deosebiți, cu un caracter frumos. Și ce să mai... Spune tu, ce vrei? Hai, că e mai... O melodie frumoasă pentru toți îndrăgostiții. Dacă ai de dat vreo dedicație, vreun număr de telefon? Dedicații? Nu prea. Merge. Nu vrei? Nu, că sunt prea mulți și e greu de enumerat. Număr de telefon știe lumea, care... Facebook-ul? Cristian Mihai, unde poate să mă găsească și să mă contacteze cel mai rapid. Eu vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine, formației și, bineînțeles, vouă. Și vă doresc mult, mult succes și vă mai aștept și la următoarele emisiuni. Să rămână!